Studenții de la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor din cadrul Universității Cuza au organizat un eveniment caritabil și mie îmi pasă. În acest an, licitația îi are ca beneficiar pe copiii centrului de zi Scufița Roșie din Ciurea. Micuții au avut parte de un recital de colinde și multe surprize. Anul ăsta i-am găsit pe copiii de la centrul de zi Scufița Roșie, având mare nevoie de ajutorul lui Moș Crăciun, pentru că în această seară, practic, noi suntem spiritul și lui Moș Crăciun pentru ei. Licitația a fost făcută pentru cel puțin 60 de obiecte și la ea au luat parte atât profesori cât și studenți. Vom modera o licitație într-un pas destul de alert, zicem noi, în care se va simți un pic spiritul de comunitate, dar și spiritul de concurență între cei ce vor licita. Bănuții strânși vor ajunge la centrul de zi Scufița Roșie pentru ca sufletele de copil de acolo să se bucure de o excursie la Târgu Neamț, prin care vor avea asigurată cazarea, transportul, masa și practic o excursie de neuitat. În primul rând apreciem foarte mult inițiativa Universității și a Facultății de Economie. Este un gest deosebit pentru copiii noștri care au venit cu toată deschiderea și încrederea că Moș Crăciun va veni și la ei. Apreciem încă o dată această acțiune și sperăm și pe viitor să putem participa și pe viitor la asemenea acțiuni. Pe lângă cei 30 de voluntari și cele două cadre didactice coordonatoare ale evenimentului, la această licitație au participat peste 150 de persoane.